Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur, etalare pentru ianuarie 2021. Cu o mică întârziere am făcut invers pentru că pentru etalarea anuală voi ați fost în ritm normal și nu am vrut să se simtă celelalte zodii oprimate sau nebăgate în seamă. Deci, acum vine mesajul pentru voi în ianuarie. Veți experimenta niște lucruri. Unele din mesajele pe care le primiți aici. Ce aș vrea să spun, să vă mă uitați din când în când sub video, pentru că mai atașez diferite informații, diferite link-uri, eventual solicitări, sau uneori chiar chestii legate de etalare. Mai citiți și sub videoclip. Și nu uitați că, deși cât este 8-9 ianuarie, dacă vreți voi să o considerați valabilă până pe 8-9 februarie, bine, repet, se poate continua energia până la luna următoare. Haideți să vedem ce mesaje au venit de la îngeri. Îngerii, în timp ce am amestecat, au vrut să se arate iertarea și apreciații, protejații, treasure, da? Protejații ca pe o comoară pe cei pe care iubiți. Simt că e mai mult o scenă de familie, o mamă cu o fetiță, membrii familiei, prietenii, pot fi oameni dragi, protejații și acordați-le atenție, stați de vorbă cu ei, liniștiți-i în caz de au probleme. Picurați un pic de emoție în relația voastră, pentru că, deși este protectoare, pentru că unii dintre voi, dacă sunteți într-o vibrație înaltă, protejați, da? Pentru că e specific oricărui om evoluat, nu neapărat semnelor de pământ. Însă nu uitați, fiind semn de pământ, poate unii dintre voi aveți tendința să uitați să puneți emoție. Picurați un pic de emoție, pentru că în această relație sau în aceste relații, pentru că atunci întregul univers, universul pe care îl creați și care se creează între voi și ceilalți, se schimbă. Pământul fără apă nu poate să fie fertilizat. Apa e, de fapt, un simbol fertilizator. Voi sunteți susținerea de care ceilalți au nevoie, dar aveți nevoie de un pic de emoție. Ca să dezvoltați relații armonioase, trebuie să iertați pe cineva. Membru al familiei sau prieten sau iubit sau iubită, trebuie să iertați pe cineva. Pentru că mesajul a venit în timp ce am amestecat aceste de cărți, probabil că încă cineva nu reușește să ierte. Și încă e într-o stare de ranchiună, dorință de răzbunare, cine știe ce planete, ce aspecte, nu voi toți, dar cine știe, sunt tauri și tauri, da? Oameni și oameni. Iertați. Iertați și protejați și oferiți-le emoție celor pe care îi iubiți, da? Ia uite, alegeți dragostea, dragii mei. Alegeți dragostea și concentrați-vă pe dragoste unde am deschis, da? În continuare. Mesajele principale. Practicați compasiunea și fiți autentic. Se leagă oarecum de primele mesaje în care vi se zice să protejați, să protejați și compasiunea este o stare emoțională, da? Exact picătura pe care am văzut-o în cartea anterioară. Practicați compasiunea, încercați să înțelegeți pe ceilalți ce au greșit. Iertați-i și rămâneți. Fiți autentic. Sau autentici, pentru că uneori au tendința oamenii să rămână în relații tocmai pentru că s-au obișnuit cu ele sau le teamă de schimbare și atunci nu mai suntem sau nu mai sunteți autentici. De-aia cartea aceasta vă îndeamnă să fiți voi înșivă, iau te fii real, fii adevărat cu cine ești, ceea ce simți. Ok, trebuie să iertăm pe ceilalți, trebuie să-i protejăm, dar asta nu înseamnă că ne îndepărtăm de esența noastră. Aici trebuie să vă căutați voi esența. Unii dintre voi s-ar putea să nu n-o fi găsit, să fi trăit în niște proiecții. De-aia vi se zice să fiți autentic. Mai ales cu planetele care sunt acum învărsători și în cuadratură cu Uranusul din Taur, se creează niște tensiuni care sunt lecții pentru voi.
Aveți credință. Aveți credință și faceți ceva pentru cineva. Repet, iar se leagă această, nu obligativitate, necesitate de a îi înțelege pe cei apropiați, de a empatiza cu ei, de a proteja, de a face lucruri practice, do something, fă ceva pentru ei. Ce mai e? Și dragostea face diferența. Dragostea de mamă, dragostea de copil, dragostea de iubit sunt diferite. Dragostea pentru prieteni și față de prieteni avem o dragoste, da? Și față de profesor avem un anumit tip de dragoste. Rămâneți în această vibrație, iertați și faceți lucruri practice, dar și emoționale, combinați. E un echilibru pe care trebuie să-l păstrați ca să vă descoperiți pe voi înșivă în cazul în care v-ați îndepărtat de esența voastră sau eventual să-i ajutați pe ceilalți să fie autentici. Dacă sunteți cei care ați lucrat foarte mult cu voi, dar eu cred că și voi și cei care lucrează tot mai trec prin teste periodic ca să se vadă, să vadă universul dacă într-adevăr ați învățat lecția sau a fost o, știți, memorie de scurtă durată sau memorie de lungă durată. Și atunci apar testele. Din cealaltă serie, a energiei generale, a vrut să se arate 8 de spade și body and mind. Amândouă semne de aer. Bine, am văzut mai multe semne de aer în timp ce am amestecat cărțile. Și o dezamăgire pentru unii dintre voi. Un blocaj mental. Unii dintre voi ați trăit într-un blocaj mental și v-ați dezechilibrat mintea și corpul. Din acest motiv vi se atrage atenția că este nevoie să vă echilibrați mintea și corpul. Mintea și corpul. Mens sana in corpore sano, nu? O minte sănătoasă într-un corp sănătos. Da, în general, taurii își lucrează corpul, dar nu zic că nu își lucrează și mintea. Dar cineva încă trebuie să iasă din niște șabloane, din niște blocaje, din niște programe, dintr-o neîncredere. Unii poate aveți o neîncredere în voi, în ceva. Și aici trebuie să vă lucrați și mintea la fel de mult cât vă lucrați corpul. Unii, uite, interesant, trebuie să vă deschideți chakra inimii, da, vedeți? Trebuie să vă deschideți chakra inimii. Totuși, energia generală, acestea au fost mesaje suplimentare, vedeți cum le legați de viața voastră personală. Energia generală este regina de cupe, de apă, semnul alchimic al apei, numărul 13, da? Dar a venit invers, din păcate. Din păcate, nu este varianta cea mai grozavă pentru regina de apă. Regina de apă este o persoană blândă, iertătoare, plină de compasiune, empatică. Înțeleaptă, generoasă, romantică, poetică, romantic-poetic, în fine, sunt nuanțe. Și totuși a venit invers. Este cineva ori extrem de romantic, poetic, generos și atunci trebuie să se echilibreze sau aveți de-a face cu acest personaj. Rămâne de văzut cum se vor arăta și restul cărților. Sau voi sau altcineva din preajma voastră are tendința să manipuleze emoțional. Regina de apă invers poate să-și retragă emoțiile, să nu arate emoții. Și adesea, nu zic ca o regulă, dar uneori semnele de pământ, am zis adesea și am zis bine totuși, de-aia a apărut și picătura aceea. Uită să împărtășească, fug de emoții și uită să împărtășească emoțiile. Ar putea să vă reprezinte pe voi. De-aia vi se atrage atenția să fiți autentici, să iertați, să practicați compasiunea unii dintre voi, evident nu toată lumea. Și puteți să spuneți, nu că eu sunt un om bun sau o persoană bună, dar ceva acolo, în profunzimea felului în care vă purtați sau raportați la ceilalți, ceva ce trebuie lucrat. Un aspect emoțional pe care voi poate nu-l înțelegeți în adevăratul sens al cuvântului, fiind semne de pământ. Acum depinde și ce planete mai aveți, pe unde mai aveți. Dacă aveți planete în semne de apă, e ok. Dar dacă aveți planete în semne de apă, s-ar putea aici să fie un dezechilibru, da? Mens sana in corpore sano, da? Toată situația asta, blocajul ăsta mental, programarea să vă fi dezechilibrat și mental și emoțional. Da? Pentru că toate se leagă. Repet,
Repet, poate să fie un personaj care se gândește la voi, este extrem de sensibilizat, de emoționat, da? Eventual, altcineva, voi sau altcineva, vedeți cât de sincer sunteți să vă regăsiți în această variantă, nu împărtășește emoțiile, este rece, distant emoțional. Din niște motive. Nu a iertat un trecut. Nu a iertat un trecut. În continuare apare 7 de monede. Dați-vă răbdare să creșteți. Dați-vă răbdare să vă vindecați, să vă echilibrați această minte, corp, emoții, da? Să ardeți niște karme. Dați-vă timp să creșteți și să vă bucurați de fructele acestei investiții. Investiții în creșterea voastră spirituală și în echilibru vostru. Minte, corp, suflet. Cele 3D. În 3D nu putem exista fără minte, corp și suflet, da? Dar trebuie să fie în echilibru ca să manifestăm ceva frumos. Aveți un 3 de monede, iar 7. E o colaborare, e o situație, e o investiție interesantă pe care ați făcut-o financiară sau emoțională, variază, pentru care trebuie să mai așteptați un pic. Dar așteptarea asta este karmică, este cu un scop. Ca să dezvoltați voi altceva, să ardeți voi o karmă și să nu manifestați în viitoare investiție. Știți? Variază. Ia regele de apă, dar în poziție normală. Interesant, alături de regele de aer, care este invers. Măi, cineva vă manipulează. Cineva vă manipulează mental, pentru că aveți aici șabloane, aveți blocajele, 8 de spade, programele, transformarea mentală, echilibru mental care este necesar. Pentru că cineva nu este corect, semn de aer, dar nu obligatoriu. Cineva cu marcaj puternic poate să fie ascendent. Văd totuși că regele de apă, semnul de apă este aici în poziție normală. Cineva vă iubește profund, are emoții profunde pentru voi și altă persoană vă manipulează. Eventual vorbește dur sau nu spune adevărul, nu este în vibrația sa cea mai înaltă. Uite că n-am zis rege, am zis greșit, este scribul, da. Posibil să fie o persoană mai tânără decât voi. Este valetul. Valetul de aer. Și când este în poziție invers, nu e chiar cea mai bună. Ori bârfește, ori spionează, ori vorbește imatur, n-aveți discuții prea profunde cu acest personaj. Și există un semn de apă totuși, vedeți? Care vă iubește profund, matur. 40-50 de ani. Sau între 40-50, sau chiar dacă nu e 40-50. Nu-și arată emoțiile. Le ține în echilibru, dar nu în sensul negativ. Le ține în echilibru. Vedeți unde vă regăsiți în această poveste? Am senzația că sunt două personaje. Apă și aer. Și aici posibil cu acest 3 de pământ să fie un triunghi. De-aia știu că nu vă place, dar asta e. Acum poate să fie personajul la locul de muncă. Neapărat să vă manipuleze din punct de vedere profesional. Neapărat să fie un triunghi amoros, da? E o situație, un trio. Da? O veveriță care mănâncă din fructele voastre, nu din fructe, din munca voastră, fiți atenți. Din ceea ce investiți. Interesant. Interesant. Dar avem trimiteri către Capricorn în sensul că planetele care s-au mutat din Capricorn în Vărsător, repet, vă provoacă la o lecție, să învățați ceva. Vedem cum se mai leagă. De ce urmează să se apară, să se arate. Vedem. Ok. Bine, le las aici, nu le mai mut pe astea. Haideți să vedem. Griji. Măi, iar spade. 9 de spade. 6 de băte. Și 8 de cupe. O situație la distanță, în lume.
Cineva își face griji, stres, cum să aibă o victorie cu voi, cum să se întoarcă sau cum să se detașeze. O să vedem. Cred că are legătură cu această regină de apă care e invers. Ori cineva nemulțumit din punct de vedere emoțional și își dorește totuși victorie cu voi, chiar dacă e nemulțumit emoțional, din niște motive. Poate că sunteți la distanță, poate aveți o relație pe internet și apare stresul. Că e stresul vostru, al lor sau a celelalte persoane, variază. Haideți să mai amestec un pic cărțile ca să nu reapară sub același format, da? Taur, Soare, Luna, Venus, Ascendent, Lunar, din Taur, ianuarie 2021. Ok. Ia, uite, 5 de cupe. În sufletul vostru, voi plângeți, iar 5 de cupe, cineva e trist. Ori voi plângeți, ori cineva plânge după voi, ori aveți în suflet un semn de apă care trăiește o situație neplăcută emoțională, sunt niște pierderi, iar apare triunghiul, dar nu obligatoriu, repet, nu obligatoriu pentru unii dintre voi. Sunt două suflete perechi care nu se pot manifesta din cauza unui trecut, a prietenilor, a băuturii, a altor situații. Dar cineva are o pierdere sau... Pierderea poate să fie chiar nemanifestarea acestui suflet pereche. Asta în sine, faptul că cele două suflete nu se întâlnesc și nu fuzionează împreună, asta în sine e o pierdere. Pentru că cineva stă în trecut, de aici iertați pe cineva. Încă suferiți după cineva, ori aveți în suflet o persoană care suferă după voi, țineți totuși la persoana asta să vă marchează, vă influențează în profunzimea sufletului vostru. Nu? Regina de pământ. Ați fi voi, ați putea fi voi. Pentru unii poate să fie soția, mama cuiva, o persoană valoroasă sau ați putea fi voi în echilibru. Capricorn iar pentru unii. Nu obligatoriu. Vedem cum se leagă. Da. Poate să fie și stima față de voi înșivă. După ce ați pierdut pe cineva și ați fost manipulați, clar că există aici, da? Patru de cupe. În trecut, iar semn de apă, dar nu obligatoriu. O nemulțumire, 4 și 5, care s-a agravat. Deci nemulțumirea asta din trecut, ați pierdut o ocazie, o dragoste cu cineva. Probabil regina de cupe, da, deci regele ăsta de apă, aceasta reprezintă o dragoste care nu s-a putut manifesta din cauza unor bârfe sau altor manipulări mentale. Și atunci, dragostea apare nemanifestată. Regina de cupe poate să fie chiar persoana supărată. Vedeți cum rezonați. Oricum, în trecut, 4 de cupe, supărare, tristețe și această supărare s-a agravat. Acum. Ia uite, în trecutul apropiat, un 9 de cupe, o bucurie. Măi, iar cupe. Cineva vă iubește, cineva speră la voi. Posibil cineva încerca să vă ofere o cupă de dragoste, iar semn de apă, sau cu marcaj puternic, sau care vă atinge luna într-un fel. Aveți conjuncții, trigoane cu luna voastră și luna lor. Da? Că sunt multe emoții. Posibil voi erați triști sau într-o situație și a fost această ofertă de dragoste, de împăcare, din partea cuiva care simte, speră foarte multe pentru voi. Provocarea este această regină de monede. Cine este? Vom vedea. În viitor. Ia, uite ce frumos. E a doua oară când apare regele de cupe. Măi, dar câte cupe.
Deci, practicați compasiunea, încercați să aveți compasiune față de voi, dacă voi suferiți față de ceilalți. Regele de cupe, iar persoana matură din punct de vedere emoțional. Și iar conflicte mentale, iar jocuri mentale, iar argumente cu cineva. O situație conflictuală verbală. Invidia cuiva. Sfatul este 8 de monede. Munciți. O să vedem pentru ce să munciți. Posibil unii dintre voi încercați să vă cufundați în muncă, să vă creați stabilitate. Și aici e provocarea. Și sfatul. Munciți, transformați-vă prin muncă. Dar, bine, nu toți taurii muncesc, dar unii au aceste calități de creatori, că sunteți venusieni, puteți crea lucruri frumoase, puteți transforma. Vedem cum se leagă în continuare. Exterior, ia uite, 9 de monede. Pentru unii o influență din partea unui semn de pământ. Un semn de pământ vă influențează. O persoană independentă, frumoasă, cu reușite, chiar dacă nu-i semn de pământ, are acolo niște marcaje sau așa o vedeți voi, o persoană, așa o vedeți voi, chiar dacă nu-i semn de pământ, o persoană, pentru unii, valoroasă. Deci o persoană, aici e provocarea, să ieșiți voi din tristețe și să vă întoarceți către o persoană valoroasă. Eventual să deveniți și voi, pentru că 9 de monede e o stare de preîmpărăteasă, inspiră. Eventual cineva vă inspiră să schimbați energia și să deveniți și voi regi, regine, da? Dar vedeți cu ce, care din mesaje rezonați. Ori semn de pământ, ori cineva care vă inspiră. O persoană frumoasă, intelectuală, cu reușite, independentă. Și atunci sfatul este munciți ca să deveniți 8 și 9, munciți ca să deveniți și voi 9, da? Independent și cum îi vedeți pe ei. De ce vă este teamă? De regina de foc. Regina de foc, regina de bâte. E o aventură. E o aventuroasă, este seducătoare. Vă este teamă că cineva vă seduce, pentru că văd multă manipulare. Mare grijă. Unii dintre voi, vă este teamă de o forță creativă a voastră, pentru că regina de bâte e o forță creativă, e foarte creativă. Eventual, interesant, iar pentru că apar manipulări, cineva vă controlează. Și pentru unii, că vă place, că nu vă place, trebuie să zic, pentru unii dintre voi vă controlează prin sex. Și de asta vă este teamă. Variază mesajele, vedeți pe cine, cum rezonați. Ce interesant, la fel a fost și la racă în aceeași poziție. Steaua vă doriți. Nu cred că vă doriți musai. Nu, eu cred că vă doriți echilibru, vindecare, pentru că e o situație foarte complicată. Tristețe, lacrimi, conflicte mentale, jocuri mentale. Am văzut niște cărți în invers, da? Și emoțional și mental. Și vă doriți, aveți speranță, credință să echilibrați situația, să vă vindecați de o problemă, o tristețe, o pierdere. Repet, e prea simplist să reduc cartea aceasta atât de complexă la o zodie care nu tot timpul se ridică la această vibrație. Nu toți vărsătorii se ridică la această vibrație, fără supărare. De-aia sunt aici ca să spun adevărul. Dacă voi sperați la un vărsător, e bine, dar eu nu simt că asta ar fi. Eu simt că vă doriți, interesant, vă doriți destinul vostru, vă doriți să vă manifestați destinul și aici este frica pentru unii dintre voi. De-aia trebuie să munciți ca să manifestați destinul vostru. Aveți un motiv de inspirație, cineva vă inspiră și vă este teamă pe de-o parte că anumite persoane vă pot seduce și vă pot manipula și mental și sexual, pentru unii clar este așa, pentru alții vă este teamă de o forță creativă, de o persoană foarte creativă, vă intimidează,
Interesant. Creativitatea și pasiunea cuiva, poate chiar acest personaj care vă inspiră, vă și intimidează și nu mă refer musai, că poate să fie semn de apă, că văd îndepărtare. Semn de apă, de apă cu planete sau aspecte în semn de foc, în pământ, în aer, dar nu... Da. Nu vreau să complic mai mult lucrurile decât deja sunt. Dar vă rog, separați voi mesajele. Este o forță creativă și sexuală. Un personaj care intimidează, un personaj care conduce, revin, poate cineva care conduce și face niște jocuri mentale. Dar, repet, poate să fie același personaj care vă inspiră. Nu neapărat că dacă vă inspiră, clar că nu face jocuri mentale. Jocurile mentale sunt făcute de alte personaje. Dacă vă inspiră, vă intimidează. Pentru că vă cheamă să vă regăsiți, de aceea fii autentic, să vă regăsiți valoarea. Și aici, apropo de vărsător, nu vorbesc de zodia vărsătorului, e o vibrație. Vă doriți să fiți autentici, vă doriți să vă găsiți destinul, vă doriți să vă echilibrați emoțional și echilibrul emoțional se vede la regele de cupe, că e personaj, că este energie pe care trebuie să o atingeți și vă doresc succes. Pentru că în acest moment nu sunteți în vibrația aceasta. Mai aveți ceva de lucru. Mai aveți ceva de lucru. Și interesant cum vine mesajul la sfat, este 8 de monede. Este acest echilibru minte și corp, pentru că monedele reprezintă corpul, da? Este 8 casa scorpionului, a transformării. Aici iar avem o casă foarte intensă, scorpion emoțional. Ca să vă vindecați emoțional, trebuie să munciți în această casă. A nevoilor pentru sex, a dorințelor, a pasiunilor, a emoțiilor profunde, da? A banilor, că scorpionul se reprezintă și banii. E acolo, în casa a 8-a scorpionului, sau niște planete, niște aspecte. Acolo trebuie să munciți. Și aveți multe de făcut, să fiți independenți, să vă vindecați emoțional, să vă echilibrați emoțional, să vă regăsiți, că asta înseamnă alchimie, să vă regăsiți destinul. Ce frumos faetonul! Pentru unii posibil cineva cu marcaj în semnul focului, dar am zis de nu știu câte ori faetonul merge către stea. Este superb. Am uitat să sper că nu mă deranjează nimeni când fac înregistrarea. Sunteți determinați. Sunteți determinați să vă descoperiți eventual harta natală, destinul vostru. Sunteți determinați. Ia să vedem. Faetonul, 2 de spade, 3 de spade. Interesant. Unii dintre voi blocați pe cineva cu în semnul racului. Pentru că vă 2 și 3. Sau faptul că nu puteți manifesta pentru unii o călătorie provoacă dureri cuiva, dezamăgire, nu puteți să manifestați o victorie. Iar stres. O să încerc să clarific. La capătul setului de cărți aveți un nou proiect, o nouă idee, o nouă bucurie. Dar e o obsesie, e un dezechilibru. Un semn de apă, măi, vă iubește, un semn de apă vă iubește. Taur, semn de apă. Sau,
A fost o întâlnire gata, să iau mesajul. A fost o întâlnire karmică cu un semn de apă. Posibilă dragoste, asta, e aici, asul de cupe. Da? Care, din niște motive de ambiție, de încăpățânare, s-a dezechilibrat, dragii mei. O fi apărut a treia persoană sau egoul cuiva a transformat acest as de cupe într-o situație dezechilibrată, neplăcută, toxică. Da? Și apare acest soare, egoul cuiva, egoul cuiva. Apare acest soare. Și ați rămas, ați... Acest as de cupe ar fi putut să se materializeze într-o relație de lungă durată, dar rămâne de văzut, pentru că văd totuși jocuri mentale, văd aici egoul, soarele, diavolul, egoul cuiva. E de domeniul trecutului. Poate unii ați înțeles cu soarele ce s-a întâmplat, că a fost o situație toxică și vreți să manifestați ceva nou. Pentru alții, acest as de monede este o stare în care relația nu s-a dezvoltat mai departe, a rămas în stare incipientă. Înțelegeți, da? Haideți să clarificăm. 5 de cupe central. Cine e 5 de cupe? 5 de cupe. Te rog frumos, clarificăm 5 de cupe. Ia uite, 8 de cupe. Este un suflet pereche, dar și marea preoteasă, iar semn de apă, pești, drac, scorpion. Niște situații secrete, ouă, niște frici. Niște situații secrete care au creat conflicte în această întâlnire. Ia uite, diavolul iar reapare. Iar, mai, niște situații toxice, conflicte, poate chiar concurență. Ce-o fi fost acolo? Pentru că variază de la unul la altul. Secretul apare de două ori, fricile apar și sub forma diavolului și sub forma lunii. Conflicte în întâlnirea și manifestarea unui suflet pereche. Cineva plânge, cineva încearcă să se detașeze. Mai mai dăm o carte. Regina de cupe. Exact, regina de cupe care a venit invers și de-aia a venit invers, pentru că plânge și încearcă să se detașeze. E în sufletul vostru. Probabil că unii mai țineți la acest personaj sau, dacă nu mai țineți, vă marchează, vă atinge, vă influențează emoțional. Poate ea ține la voi, iar, și apare în sufletul vostru. Vedeți? Pentru că văd că provocarea este această regină de monede. Cineva care vă oferă stabilitate fizică, nu emoții. Clarificăm. 5 de spade. 5 de spade. Clarificăm 5 de spade. Da, cred că cineva vă speră și vă adoră cu 9 de cupe. Evident că poate să fie și invers pentru unii. 5 de spade. 5 de spade. Clarificăm 5 de spade. 5 de spade. E frumos că ați fi putut să ați 4 și... Da, regina de cupe, vreau să zic, regina care apare și în primul set de cărți. Regina de cupe și regele de cupe. Ați fi putut să fiți împreună dacă renunțați la încăpățânare, dacă renunțați la niște lucruri. Dar cred că a intervenit cineva între voi. Nu sunt prea multe. 5 de spade, te rog frumos. 5 de spade. Clarificăm 5 de spade. O dată. De două. Clarificăm 5 de spade. Ok. De trei ori. Moartea. Ar fi bine să reușiți să puneți capăt. Dar iar am zis, am vorbit de scorpion, sunt niște planete în casa scorpionului. Niște amânări. Spânzuratul. O situație, o relație care a scârțâit, care ar fi trebuit să-și schimbe energia. E o relație karmică.
dar care a intrat în stagnare, în amânări. A creat conflicte, discuții. Uite, acum în prezent apare transformarea. În ce sens? Și la gemeni a apărut, gemeni. La gemeni a apărut în aceeași poziție, moartea. Și a mai apărut la o zodie, nu mai știu la care. Cred că la... Mai clarificăm, ce cu moartea asta? Pune capăt unei situații, și moartea și lumea. E o situație la distanță, eventual, pentru unii. Învățați o lecție. Renunțați la aceste conflicte. E bine. E bine dacă reușiți. Manipulări mentale, pe care le-am văzut și mai devreme cu valetul de spade invers. Cum? Știți că întotdeauna celălalt îl acuză pe cel din față că e vinovat. Frumos ar fi să ne găsim și nouă vina într-o situație complicată, pentru că știm cum să ne transformăm. Da, bine. Hai să clarific 8 de spade, de monede. Cine? La sfat. Sfatul vostru e 8 de monede. Ce înseamnă asta? 8 de monede. 6 de cupe invers. 6 de cupe. Eu zic că unii renunțați la un semn de apă, să nu puteți să manifestați o prietenie cu cineva, nu puteți să manifestați întâlnirea cuiva. A venit invers. Și dacă n-ați... altfel. Dacă n-ați manifestat-o și vreți, trebuie să munciți din greu ca să o manifestați. Întâlnirea asta sau împăcarea, poate că unii vă doriți împăcarea pentru că au fost niște situații. Cu un prieten drag din tinerețe, din copilărie sau un personaj pe care simțiți ca fiind dintr-o altă viață, da, e o relație profundă. Vedeți? Dar a venit invers. Și aici este sfatul să munciți pentru împăcare, dacă vreți să vă împăcați cu acest personaj. Care va atinge sufletul, e aici în sufletul vostru. Ceva nu merge, n-a mers. C-o fi semn de aer la mijloc, că văd că încheiați cu un semn de aer, dar nu obligatoriu, sau încheiați cu niște conflicte, cu niște chestii, da? Voi știți. Da, uite, triunghi. O relație care a scârțit, în paralel au fost niște prieteni sau alte chestii. Înțelegeți? Alte chestii. Cineva v-a sedus, de apare în poziția fricilor. Cineva v-a sedus. Clar. Și între timp, din cauza că cineva v-a sedus, s-a distrus relația cu persoana din, nu știu, mai, care ar fi fost potrivită. Ce este steaua? Mai. Ce este steaua? Valetul de spade? Iar apare semnul taurului, deși n-aș reduce cartea la semnul taurului. Marele preot. Cineva născut în mai, eventual. Dar apar și 2 de spade și 8 de spade. 8 de spade l-am văzut și la început, dați în urmă. Și valetul de spade l-am văzut la început, dar era invers. Vă doriți să discutați corect despre această situație, să o vindecați, altfel, dacă nu, vă blocați creșterea spirituală. Dacă nu discutați corect, dacă nu puneți pe masă situația și o rezolvați. Unii din... Posibil pentru unii un vărsător să fie obsedat de voi? Văd obsesii. Sunteți voi. 2 de spade. Un blocaj, apoi spionaje, apoi steaua. Unii dintre voi aveți pe cineva cu marcaj învărsător. Aici sunt niște probleme iar. Desenul de aer vă creează niște probleme, fără supărare.
Vă place, nu vă place? Dacă semnul de aer ascultă și nu-i place, asta îmi pare rău. Deci nu este în folosul semnului de pământ acest semn. Dacă e semn sau cineva cu marcaje puternice, uitați-vă cum e. Eu zic să discutați corect despre această vindecare și echilibrare. Și despre destinul vostru. Măi, aici este, fiți autentici. Nu stați în jocuri și în energie de genul ăsta. Fiți autentici. Ia uite, triunghi amoros pentru unii, situații care consumă. Iar o lecție karmică, un ideal. Uf, cineva v-a iubit foarte mult din cauza... Na. Ce e faetonul, vă rog frumos, părților? Arătați-mi ce e faetonul. Faetonul înseamnă o victorie. O victorie poate prin comunicare. O victorie a voastră, că sunteți semn de pământ. O victorie a voastră. Și pentru că mai devreme a fost faetonul, 2 de spade și 3 de spade, probabil că ați blocat pe cineva cu marcaj în semnul racului și ați provocat dureri acelui personaj. Dar dacă vreți să aveți victorie, dați un telefon, pentru că valetul de monede înseamnă un telefon, un dar, ceva. Do something. Reveniți la... Da, do something. Fă ceva. Exprimă compasiune. Exprimă ceva. Luptă-te. Lucrează pentru această relație. Pentru că regele și regina vă poate fi... Ar putea să fie ce aveți nevoie. La capătul setului de cărți, fricile, emoțiile, detașare... Și iar semnul de aer, sunteți între ei, uite, un semn de aer care încearcă să vă fascinează, vă conduce, un semn de aer care vă conduce sau vă seduce. Semn de aer sau semn de foc sau cineva poate are marcaje pe acolo, e greu de spus, da? Însă vin veștile negative, agresive din partea acestui personaj, foarte dominator. Da? Și aici este luna. Sunt fricile emoționale ale voastre, ale altei persoane. Vă este teamă să intrați în această lume apoasă, deși aveți nevoie de așa ceva, știți bine. Și 6 de spade. Frica de a călători iarăși. Vă este teamă că nu puteți călători mai aproape de locurile senine pe care orice om le caută. Dar măcar dați un telefon, creați ceva, faceți pasul de împăcare. Echilibrați situația, regele de cupe. Mai sper că ați înțeles. Lucrurile întotdeauna sunt complicate, viețile oamenilor sunt complicate. Dar din câte am spus, sper că v-ați luat mesajele care vi se potrivesc. Aveți grijă cu alegerile pe care le faceți. Fiți în compasiune, fiți autentici cu voi. Vedeți bine ce vreți. Nu ce v-ați obișnuit să căutați pentru că ați fost programați să faceți bani, să vă găsiți stabilitate. Sufletul vostru. Sufletul vostru. Inima voastră ce își dorește? Nu își dorește tandrețe? Nu își dorește, da? Ce-și dorește? Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Vă pup. Ciao, ciao și la mulți ani!